Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou No More Taboo și astăzi vreau să vorbim puțin despre intimitatea și sinceritatea în cuplu, cât de sinceri ar trebui să fim cu partenerul nostru, cât de intim putem să fim cu partenerul nostru. Și această idee a venit în urma unor discuții cu mai multe prietene și vorbeam noi despre cât de mult ai împărți cu iubitul tău și cât de sinceră ai fi cu el legat de unele lucruri și unele aspecte și ce este prea mult într-o relație. Ei bine, consider că noi am crescut și mai ales în trecut și până și eu, generația mea, a crescut cu această educație cumva că bărbatul nu trebuie să știe foarte multe lucruri despre tine. Era o vorbă când eram eu mică, bărbatul tot trebuie să știe de aici în jos, de la gât în jos și atât. Să existe cumva acel mister în jurul tău. Doamne ferește să fii în fața lui nearanjată, Doamne ferește să te vadă în timp ce îți razi picioarele, Doamne ferește să nu vadă nimic din ritualurile de frumusețe pe care tu le faci. Bărbații înainte nu își vedeau femeile născând și tot felul de chestii de genul în care bărbatul cumva era dat la o parte și împins, el trebuia tu ca femeie în fața lui să fii doar mereu zâmbitoare, iubitul meu, cu ce te ajut, ce să mai fac pentru tine, să-ți pun masa și să fii tot timpul ca o floare în casă, chiar dacă tu poate aveai o problemă, chiar dacă tu poate nu te simțeai atât de bine. Tu ca femeie înainte trebuia să fii toată un zâmbet și o floare, femeia perfectă, tot timpul aranjată și așa mai departe. Eu personal nu sunt de acord cu asta. Și în ce sens? Pentru că nu sunt de acord că trebuie să stai în fața iubitului într-un tricou pătat și găurit și așa mai departe. Nu sunt genul acela de femeie. Mie îmi place în primul rând să mă aranjez pentru mine și când sunt singură în casă, mă îmbrac în dantelă, în mătase, am tot timpul grijă să fiu aranjată, mă dau cu spray pentru corp parfumat înainte de culcare, chit că dorm singură. Deci nu contează, așa sunt eu și așa îmi place mie. Îmi place pentru mine să știu că am o lingerie frumoasă, pentru mine îmi place chestia asta. Dar, în același timp, consider că dacă ești genul care vrea să stea într-un tricou găurit și pătat în fața iubitului, să poată și să fie ok dacă așa vrea ea și dacă tu așa te simți bine ca femeie, atunci fă-o și iubitul tău trebuie să fie ok cu asta. O femeie și feminitatea înseamnă și vulnerabilitate, înseamnă sensibilitate, înseamnă că putem să fim sensibili și vulnerabili în fața partenerului. Asta înseamnă că dacă am o zi proastă, pot să-i spun. Nu trebuie să fiu ca o floare și când vine el acasă cu problemele lui și supărat și obosit de la serviciu, eu trebuie să fiu super susținătoare și pozitivă și să am grijă de el, dar lui să nu-i spun problemele mele. Nu, și eu trebuie să am susținere ca femeie și suport moral din partea lui. Din nou, nu înseamnă că nu o să mai ai grijă de el, nu înseamnă că nu o să fii iubitoare și pozitivă ca femeie cu iubitul tău, dar cred că această intimitate adevărată înseamnă că ambii parteneri să poată fi vulnerabili și sensibili unul cu celălalt. Vă dau un exemplu, nașterea. Nașterea naturală, da? Să ai partenerul lângă tine și vă zic din proprie experiență, să ai partenerul lângă tine acolo, să te țină de mână și să te susțină dincolo de aceste prejudecăți că bărbatul n-ar trebui să te vadă născând, că după aia nu o să mai fie atras sexual de tine sau mai știu eu ce. O mizerie, e o prostie totală. Dacă bărbatul ăla te iubește și tu ești femeia lui, mama copilului lui, cea care dă viață copilului lui, păi ești o zeiță în fața lui dacă chiar e un bărbat adevărat. Dacă e un băiețel sau mai știu eu ce. Nu, atunci da, sunt unii bărbați care cresc cu tot felul de prejudecăți, cu aceeași educație cu care
Într-un fel și noi am crescut, nu trebuie să văd aia, nu trebuie să văd aia, deci să nu mai intrăm în discuția că foarte multe femei nu vor să nască natural de frica că o să rămână găleată și vai, nu o să se mai atingă bărbatul de ele sau prostii de genul. Asta este un alt număr tabu despre care poate o să discutăm într-o zi. Dar un bărbat adevărat și un cuplu bine sudat, un cuplu matur, emoțional, că matur ești după 18 ani, că ai toate ai drepturi și libertăți în societate, dar nu ești neapărat matur emoțional. Un cuplu matur emoțional, partenerul tău ar trebui să-ți fie alături în acele momente grele. Pentru că, vă zic sincer, să-l ai pe bărbatul tău, pe tatăl copilului tău, cu care urmează să ai un copil lângă tine când naști, ca sprijin acolo, să te țină de mână, să-l vezi, să fie lângă tine, este o senzație incredibilă și îți dă o putere și o liniște incredibilă. Și știți foarte bine, ca femeie, când ai bărbatul lângă tine, te simți cu totul altfel. Și asta se aplică, din punctul meu de vedere, în foarte multe situații. Și în casă, să poți să-i spui lucruri, să poți să fii deprimată, să poți să fii supărată, să poți să fii anxioasă. Să poți, de exemplu, dacă, Doamne ferește, ai un lucru, dau un alt exemplu, mergi și faci un tratament facial, da? Un laser CO2, care îți lasă pielea roșie și nu arăți senzațional. Să fii atât de confortabilă și atât de, intimitatea voastră să fie atât de dezvoltată încât tu să poți să vii liniștită acasă, în căminul vostru, fără să începi să fii, aoleu, să mă ascund, să nu mă vadă așa. Chestia asta de, ca femeie, să mă ascund, să nu mă vadă așa. Nu mi se pare sănătoasă într-un cuplu. Într-un cuplu matur emoțional nu este sănătoasă. Bărbatul tău te iubește pentru că, pentru ceea ce ești, pentru ceea ce îi oferi, și anume, îi oferi stabilitate, iubire, suport, distracție, că vă distrați, evident, intimitate sexuală și toate cele. Toate lucrurile astea îl fac pe acel bărbat să fie cu tine și tu să fii partenera lui. Nu un bărbat adevărat și un cuplu adevărat, să fim serioși, nu o să stea să se uite la lucruri de genul astăzi, vă dau un exemplu, astăzi are păr pe piept că a uitat să se radă, nu știu, zic și eu. Ca femeie, când este partenerul tău și îl iubești cu adevărat și aveți o relație serioasă, lucrurile astea nu au niciun rost și nu sunt lucrurile care contează. Și de asta cred că în foarte multe relații avem tendința să nu fim cine suntem noi. Și anume, poate eu, de exemplu, îmi place și cu prietenii mei, eu mă prostesc mult și fac glume și tot felul de chestii. Dar cu prietenul meu nu fac asta ca nu cumva să creadă că sunt ciudată sau că nu sunt suficient de feminină sau lucruri de genul ăsta. Asta înseamnă să nu fii tu în relație, asta înseamnă ca intimitatea voastră să nu fie suficient dezvoltată, asta înseamnă că sinceritatea dintre voi nu este suficient dezvoltată. Iar acest aspect poate fi cauza multor neînțelegeri în cuplu și poate fi cauza multor probleme, în sensul că în momentul în care partenerii nu sunt sinceri și nu sunt cu adevărat intim și intimitatea, un lucru pe care foarte mulți oameni îl confundă, nu ține numai de partea sexuală. Intimitate înseamnă a putea fi complet deschis și complet autentic cu partenerul tău. Asta înseamnă intimitate. Asta este intimitatea. Partenerul tău să te știe cu adevărat și chiar dacă nu are cum să te știe tot, în totalitate, pentru că ne dezvoltăm zilnic și ne schimbăm, și asta este o altă frumusețe în cuplu, să vezi în timp cum partenerul tău evoluează și cum evoluați împreună și cum vă surprindeți evoluând, partenerul tău, tu trebuie să fii capabil să fii autentică și complet sinceră cu partenerul tău. Evident că poate pentru anumite cupluri există niște limite și pe mai mici sau mai mari, ca să zic așa. Nu cred că există o rețetă perfectă de cât ar trebui să pot să
îi spun sau ce chestii ar super intime pentru mine aș putea să le fac în fața partenerului și ce nu. Nu cred că există o rețetă general valabilă pentru toate cuplurile. Sunt persoane, de exemplu, acum dăm un exemplu, oricum suntem la nou moartea, să te duci la baie sau să faci pipi sau altceva în fața prietenului tău cât el e cu tine în baie. Dau un exemplu. Sunt cupluri care nu au absolut nicio jenă. Sunt cupluri pe care chiar nu le interesează. Sunt alte cupluri și persoane care chiar sunt cumva scârbite sau au o repulsie față de chestia asta. Sunt fete care nu poate să stea în aceeași baie nici cu prietenele când fac o chestie de genul. Deci, asta zic, acestea sunt limite pe care voi le descoperiți între voi, ca și cuplu, și nu cred că este greșit nici una, nici alta. Nu cred că este greșit nici să faci pipi în fața prietenului, nici să nu faci pipi în fața prietenului. Nu este greșit nici să, nu știu, îi spui cele mai adânci secrete ale tale, nici anumite secrete cu care tu nu te simți confortabilă în general să le povestești, să nu îi le spui. Ideea este că trebuie să, când zic ca intimitatea voastră să fie cu adevărat dezvoltată și să fiți cu adevărat vulnerabile în fața iubitului, înseamnă să vi se dea voie, înseamnă că orice prostie ai face, orice prostie ai spune, orice chestie ciudată despre tine, care până la urmă asta ești tu, asta este autenticitatea ta, să fie acceptată și să fie primită cu iubire în cuplu. Asta înseamnă intimitate și asta înseamnă sinceritatea în cuplu. Mai există și chestia asta că bărbații sunt vânători și trebuie tot timpul să vâneze și atunci tu te menții misterioasă și îl surprinzi mereu în așa fel încât să-l menții. Și într-adevăr, sunt bărbați care au nevoie de mai mult mister și de mai multe jocuri pentru a rămâne cumva mai interesați. Sunt alți bărbați care vor și adoră lucrurile previzibile, vor să știe totul despre tine, exact cum o să reacționezi, exact cum ești și cumva sunt luați prin surprindere în sensul rău atunci când tu ești poate diferită sau misterioasă. Din nou, este un lucru pe care îl descoperi în cuplu. Și despre joculețele acestea și ideea de a fi misterioasă ca și femeie într-un cuplu o să discutăm tot așa într-un alt episod de No More Taboo. Dar astăzi vreau foarte mult să scot în evidență această vulnerabilitate, această sinceritate, această intimitate în cuplu. Vreau să scoatem, nu știu, ideea aceasta că aoleo să nu mă vadă așa sau aoleo să nu știu ce iubitul. Și să începem să fim mai autentice acasă, pentru că până la urmă ești în casa ta, nu poți să joci un rol toată viața în propria casă, este groaznic. Și de aceea foarte multe persoane ajung în depresie, foarte multe persoane suferă de anxietate, pentru că nu sunt autentice, nu sunt și nu acționează și nu se comportă conform valorilor sau felului lor adevărat de a fi. Credeți-mă, eu m-am schimbat foarte mult în ultima perioadă și în ultimii ani. Am plecat de la o puștoaică destul de băiețoasă pe un drum în care mi-am descoperit foarte mult feminitatea și acum cred că m-ați văzut și pe Instagram, sunt mult mai feminină și se vede clar că sunt mult mai în contact cu energia mea feminină. Dar partea mea și latura mea super goofy, de mă prostesc, de zic prostii, de fac glume și așa mai departe, încă este acolo. Și nu o ascund, nu încerc să o îngrop încercând să fiu femeia asta supremă, perfectă, nu știu cum, nu. Sunt cine sunt eu și am și eu momentele mele, am momente în care sunt, nu știu, cea mai senzuală și feminină femeie din lume, vorba bine, evident că nu sunt, în sensul că nu cred că există cea mai o altă chestie despre care o să discutăm și am momente în care o să mă comport ca hei, ce faci? Mă scuzați, coaie, cu băieții, cu nu știu ce. Da, am aceste două feluri de a fi, am ceva și între, am momentele în care sunt super serioasă și mamă și foarte matură, am momentele în care sunt super pe work mode când muncesc și așa mai departe și iubitul meu trebuie să le știe pe toate, să le accepte pe toate și să înțeleagă că această complexitate a firii mele mă face persoana pe care el o iubește. Așa că aș vrea, v-am zis,
să scoatem frica asta din noi de a mă purta nu știu cum cu iubitul sau cu băiatul pe care îl plac, și chestia asta se întâmplă mai ales la început de relație. Încercăm să fim cine credem noi că ar vrea ei să fim, ca apoi, după ceva timp, evident că nu mai poți să joci un rol, începe să iasă adevărata ta natură și cum ești tu, de fapt, la suprafață, și atunci intervin, și să știți că și bărbații fac fix la fel, este o chestie pe care o fac oamenii în general pentru a impresiona, din dorința aceasta de a impresiona pe celălalt, de a-l impresiona pe celălalt. Și după o perioadă începe să iasă adevărata natura ta la suprafață și partenerul tău va fi uimit, gen, păi da, tu nu erai așa, dar nu te recunosc. Pentru că asta se întâmplă de foarte multe ori în cuplu, după ceva timp, când lucrurile se mai stabilizează, apar aceste lucruri, nu te mai recunosc, nu, tu nu făceai așa. Și asta se întâmplă pentru că la început de relație încercăm să impresionăm, încercăm să ne comportăm, fie, v-am zis, pentru că ne dorim foarte mult să-i facem pe plac și să ne placă înapoi, pentru că noi suntem foarte îndrăgostite, fie pentru că am fost învățate că iubitul, soțul și așa mai departe nu trebuie să te vadă nu știu ce ipostaze. Să știți că uneori anumite ipostaze care nouă ni se par că vai, n-ar trebui să ne vadă, poate lor li se par super mega cute și ajung să, nu știu, să le vină să ne pupe în ipostaza respectivă sau să ne ia în brațe sau să ne îndrăgească. Nu aveți de unde să știți. De aceea, clar, aceste lucruri, v-am zis, aceste limite le descoperiți voi fiecare în cuplu, pentru că anumite limite funcționează pentru un cuplu și aceleași limite pot fi prea puțin sau prea mari pentru alt cuplu. Dar ideea de reținut este să fiți cât mai autentice și să aveți spațiul de a fi autentică în relație. Eu nu cred că există greșeala de a fi prea sincer cu cineva, mai ales că atunci când tu ești foarte sincer și tu spui ce crezi, ce ai nevoie, ce nu suporți sau ce ție nu-ți place și nu ai cum să accepti și așa mai departe, când tu spui aceste lucruri și cineva te judecă pentru ele, înseamnă că acea persoană nu este pentru tine. Foarte simplu. Înseamnă că există o nepotrivire. Dacă nu poți fi acceptată așa cum ești, înseamnă că nu ești cu persoana potrivită. Dacă tu vii și spui, că am mai auzit prietene spunând chestii de genul, ah, i-am spus că pe mine mă deranjează când face asta și acum e supărat și vrea să ne despărțim, mai bine tăceam din gură. De ce? Nu, ai aflat adevărul, ai aflat că există o nepotrivire. Asta zic. Fiți autentice și încercați să aveți relații cât mai autentice în cuplu. Lăsați acest să nu mă vadă așa, mai bine nu-i spuneam asta, să nu-l supăr, să nu știu ce. Atât bărbați cât și femei. Este viceversa. Toată lumea trebuie să fie autentică într-o relație. Bun, acesta a fost episodul de No More Taboo. Sper că v-a plăcut. Mi-ar plăcea foarte mult să mai scrieți în comentarii cam ce subiecte ați vrea să mai abordăm în seria aceasta No More Taboo. Vorbim despre orice, totul este permis, totul este deschis, nu contează, spuneți-mi și vom discuta. O să încerc să am și ușor-ușor și eventual invitați în această serie, niște experți, niște medici, în așa fel încât să aflați și mai multe informații. Așa că lăsați-mi sugestii de subiecte pe care ați vrea să le abordăm. Desigur, nu uitați să vă abonați la acest canal și sper să o faceți și sper că v-am convins să vă abonați. Și desigur să mă urmăriți și pe Instagram, Laura Moșuroaia, unde postăm foarte des, ne vedem pe story-uri, putem să ținem o legătură ceva mai strânsă și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!